seara și bine v-am regăsit, dragilor! Sunt Lilu și vă invit astăzi alături de noi să stați pentru că avem vedete și fani împreună într-o emisiune foarte frumoasă. Fanii le urmăresc peste tot, le ascultă piesele, dau bani pe bilete la concertele lor și îi admiră neîncetat. Motiv pentru care vedetele sau figurile publice ar trebui să-și adore fanii și să se poarte frumos cu ei. Sunt Lilu și vă aduc azi oameni urmăriți și iubiți de alți oameni, pentru că știu și pot să fac anumite lucruri care le generează popularitate. Prima noastră invitată este urmărită intens pe rețelele de socializare. Orice ținută ei e minuțios studiată, iar viața personală pusă sub lupă. Cum se împacă Daniela Ciocanu cu fanii și ce face ea atât de special? Ne spune chiar acum. Mă bucur foarte mult să o invit pe draga mea colegă, Dănuța. Salut, Lilu, salut! Bine ai venit! Da, aici în sfârșit, am ajuns și la tine, Sântiga. Așa, da, și mă bucur să te am în calitate de intervievată. Am muncit mult timp împreună, am crescut. Acum ești colega mea pe Instagram. Exact, da, suntem într-o comunitate, că la evenimente ne întâlnim acum des, bine mersi, datorită Instagramului, fiindcă odată ce ți se pune acest label, să-i spun așa, de influencer, ești invitată la toate evenimentele. Chiar acum când am intrat la tine în platou, mă gândeam un feeling așa ciudat un pic, să mi se adreseze mie întrebări. Nu invers. Nu invers, da, exact, să discutăm așa. Dar poți te las, știi, adică putem să ne schimbăm pe vreo 5 minute. Cum e să fii influencer? Este complicat. Mai, cel mai complicat, îmi dau seama, este să păstrezi legătura cu oamenii și totodată să aduni mai mulți oameni. Tu ești una dintre cele mai iubite jurnaliste, prezențe publice de la noi din țară, pentru că cucerești prin jovialitatea asta. Posibil. Și dulcecăriile astea. Cum ajungi să aduni atâția admiratori? Sincer, eu singur uneori stau și mă mir cum se întâmplă astfel de lucruri, fiindcă mi-a crescut foarte mult numărul de urmăritori după evenimentul, după nunta mea, și mi-au scris foarte multe mirese. Unde rochia? Unde make-up? Deci s-a început așa un pic de ghidări, că am făcut un șir de postări unde am spus ce și ce am folosit. Apoi în martie am găsit multe lucruri în casă noi care stăteau așa triste că nu sunt folosite. Și m-am gândit, de ce să nu le dau fetelor? Poate ele le vor folosi. Și am dat la fiecare două zile, dădeam câte un mic gest, da, făceam așa, o cremă, o pereche, o fundiță, nu știu mai ce. Și am făcut și un offline. Cel mai mult mi-a plăcut chestia asta, să mă întâlnesc tet-a-tet cu urmăritoarele mele. Și sunt atât de drăguțe, sunt mega drăguțe. Toate au venit aranjate, coafate, le-am memorizat numele, deci, și se uitau la mine și spuneau, Doamne, Daniela, tu cum ești pe Instagram, ești și în viața reală. Păi, deci, de fapt, asta este și secretul, pentru că tu nu trebuie, da, să fii o persoană fake, exact, ca să poți cuceri admiratori sau oameni care să te, nu știu, să te iubească e prea mult. Da. Să te accepte așa cum ești. Nu pot să-i spun că sunt fanii mei pe Instagram. Eu îmi numesc, atunci când mă întâlnesc cu ei în live, îi spun că este Instagașca noastră. Ne-am adunat în Instagașca noastră. Foarte bine, salutare la toți. Consider că sunt oameni care au multe viziuni de viață în comun cu ale mele. Și atunci ele, când văd, uite, Daniela, e ok așa. Uite, Daniela, îmi place rujul tău. Poate îmi spui de unde. Ok, îți spun de unde. Mie mi-a plăcut asta. Deci merge mereu un schimb de idei și de... Eu pe Instagram meu spun, fetelor, nu fiți rele. Deci nu fiți rele, haideți să promovăm bunătatea, fiindcă oamenii fericiți nu fac rău, hai să fim fericite, să schimbăm lumea începând cu noi. Toți îmi sunt la fel de dragi și niciodată nu am făcut oarecare căute. Chiar asta și copilul, da, 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 deci nu pe toți îi tratez ca pe o personalitate care are nevoie de un sfat sau poate tocmai din asta vine așa interacțiunea asta, exact, reală, exact, până la urmă. E dificil, sincer, e dificil să răspund. E greu să fie tu știi cum e asta. Și, da. Dar ai făcut un oarecare studiu, care este profilul oamenilor care te urmăresc și care le place. Evident că acum este foarte simplu că Instagramul îți oferă business for Instagram, statistici, aulea. Și deci mă urmăresc fete de la 18 la 35 de ani în 90% și dintre care 70% din cei 34.000 de followeri sunt fete. Iar
sunt și băieți care sunt și băieți care mai trag care, cu ochiul. Da, dar e măritată. Fata, dar toate că puteți să vă uitați. Mi-am place că unii băieți îmi scriu: Daniela, dar putem participa și noi la concursurile pe care le organizez pentru iubita sau pentru mama? Și zic: sigur că da. E foarte simplu să dai un follow mie sau nu știu mai ce și să intri în Instagașca noastră, pentru de ce nu să-ți încerci norocul când dau un giveaway sau fac chestia asta. Și un pic obosește și chestia asta, cât costă publicitatea pe pagina ta. Mă bagi în story să-ți dau 200 de lei. Și eu stau așa și că vreau să spun acum, poate și tu o să mă susții, eu niciodată nu o să fac publicitate la un lucru pe care nu-l cunosc. Deci eu pot să iau un lucru, să-l testez, să văd că e mega bun și atunci să fac o recomandare. Vine recomandarea, vede domnul sau doamna, agentul economic, uite, am făcut o recomandare și spune: vreau un pic mai mult să povestesc despre produs. Și uite, aici poate să zicem, hai să ne înțelegem cum să facem să fie corect. Dar chestia că să iau eu niște bani, să postez ceva la mine pe pagină, fără a ști nimic despre asta, niciodată nu va fi chestia asta. Și a, e publicitate, uite, e... Păi, da, dar oricum... E o diferență mare între a recomandat ceva, asta înseamnă că tu ai încercat și ai probat și ai testat și a promovat ceva. Și până la urmă, asta este marele instrument al Instagramului. E vorba de recomandare, e vorba de îți place ce am eu, ia, exact. Tu, trăiește și tu. Eu, admirând fetele de pe Instagram, tot timpul le văd pe la festivaluri. Despre vacanțele tale, tu nu te duci la festival, tu pleci în vacanță chiar poate, acum. Da, poate lumea nu cunoaște, chiar am un pic de fobie de la mulțime. Deci am așa un și e vid. Burning Man, dacă ai avea ocazia, nu te duce? Știu despre ce este vorba, doar de poate ca să încerc un costum din ăla super mega extravagant, așa, știi? Așa. Dar să stau așa, mai departe. Mai departe, să mă fotografie de departe. Exact. De ce zicem de festival? After Hill s-a adunat la un loc mii de fani și zeci de artiști moldoveni, români și internaționali. Vadim Zgherea a fost și el la festivalul de la Iași și a stat de vorbă cu cei care au venit chiar și de la distanțe mari ca să-și vadă idolii pe scenă. Festivalul After Hills a fost un motiv bun nu doar pentru distracție, ci și pentru a fi mai aproape de artiștii pe care îi admirăm și îi ascultăm. În acest an, peste 100.000 de oameni s-au distrat pe ritmurile trupelor Hertz, ca de Bostoni, The Motans, Vinnie Vinci sau Zdup și Zdup. Am fost și noi la Iași și am stat de vorbă cu unii dintre cei veniți la festival. Pentru cine dintre artiști ați venit aici? Pentru show-ul de stand-up comedy. Pe cine ai admirat cel mai tare? Pentru toți am venit. E prima dată când vin. Așa. Și nu sunt familiarizat cu absolut nimic de aici. Pentru Zdup și Zdup. Și ți-au plăcut? Da, super tare. La cea de-a doua ediție, teritoriul festivalului a fost împânzit de 10 scene pentru muzică și comedie. Iar dacă unii au venit să asculte prestațiile live ale artiștilor preferați, alții și-au luat bilet să intre pentru o doză de umor. Am venit pentru tot festivalul. Dar cine îți place cel mai tare, așa că nu ai să regretezi concertul lui? Vinnie Vici și The Motans am fost. Pentru Micuțu, să fiu sincer. A fost un băie stand-up. A fost un băie avalabil. Tom Odell. Mi-a plăcut foarte mult performanța celor de la The Motans. Cei care nu au ajuns anul acesta la After Hills trebuie să știe că organizatorii au început deja să vândă bilete pentru ediția din 2019. Știu că foarte mulți dintre ai noștri au plecat acolo să se relaxeze, să se odihnească. E foarte bine când mai ai alte senzații. De ce nu? Festivalele pot fi și motive de vacanță. Pe tine, dragă Daniela, oamenii adoră să te urmărească și pentru că, practic, călătorești în fiecare lună.
e o perioadă acum și profit de asta, că pe urmă urmează o perioadă și mai frumoasă, când soții devin părinți și atunci e altceva, tu înțelegi asta. Și, nu știu, suntem pentru a investi într-o călătorie și a colecționa memorii decât pentru a investi într-o mașină sau o reparație. Perdele, noi tu nu vrei vara asta să-ți faci? Nici reparație după ultimul Rocknet? Nu. Ce gospodine ești, Dana? Noi încercăm să menținem ceea ce avem în ordine, deci și suntem pentru călătorii, îndeoseb încercăm să călătorim pe cont propriu, deci suntem cei care din timp, din foarte mult timp căutăm bilete foarte avantajoase, facem o booking pe site-urile de specializare și călătorim și iarăși atunci când călătorești și când revin dintr-o călătorie, pe lângă valiza plină cu amintiri, revin iarăși cu o valiză noi de polo. Pentru că asta tot timpul crește. Exact, când se schimbă ambianța, se schimbă peisajul din spate, evident trezește curiozitate și oamenii vor să vadă, uite cum e acolo, hai să o întreb pe Daniela dacă îmi recomandă eu să merg și eu acolo să servesc cafeaua. Și eu spun, nu prea mi-a plăcut cafeaua acolo, uite, merg la Colț că e mai bună și e mai ieftin, spre exemplu. Și e plăcut, chiar. Așa, eu sunt sigură că oamenilor le place atunci când tu intri în diferite ipostaze, fel de fel, adoră faptul că ai și câine și un soț mi-mi-mi pe care toată lumea... Oh, credeam că de câine vei spune mi-mi-mi și de soț. Mai, de amândoi, pentru că la ce se uită femeile? La alți bărbați și la... Ia, nu te supăra, da, dar... V-am zis eu că e gospodină, femeie. Uite așa, să mă văd tu nu te vezi. Că stai, că vreau să mă văd frumos mai, în cadru. Uite, femeia a lucrat în televiziune. Uite, cere de la Cezar ce e... Eu Cezar. Ce e Cezarului. Deci, provocările noastre pentru tine sunt... Tu ce ai crezut că ai venit de ochi frumoși să vorbim așa numai să faci publicitate? Nu, te punem la... glumim, dragă, dacă noi chiar ne permitem să facem asta. Numește trei nume ale fanilor tăi. Deci este o fetiță, Raluca, care îmi scrie zilnic în fiecare live și e wow, wow, wow. Și e micuță și spune că mă iubește și are o soră de 11 ani. Wow. Este Natalia Pânzar, care a venit la un yard sale doar să mă cuprindă și tremura toată în engleză. Că te urmăresc și aștept fiecare postare a ta. Și este Cristen din Bălți, la fel a venit din Bălți ca să mă cunoască și ea se ocupă acum de caritate și îmi pare rău că nu dispun de timp ca să o ajut, să o susțin. Și sunt toate fetele de la offline, le țin minte și pot să le numesc acum, dar nu... Dar lista e prea lungă. A doua provocare. Stai că am vrut să spun că cel mai mare urmăritor al meu care se supără dacă nu dă primul like e soțul meu. Păi, iată, despre el. A, uite că Daniela a postat ceva. Eu am fost primul. Mă, dar el e cel care îți face, de fapt, pozele, nu? Uneori se întâmplă când pot să-mi fac un selfie sau nu știu ce fără el și atunci... Așa, hai să rămânem încă la capitolul dragoste. Acum, tu știi la ce cameră să lucrezi, la aia la care se prinde becul? Fă-i o declarație... Lucrează becurile aici. Aici lucrează becurile. Și prompterile se văd bine. Okay. Fă-i o declarație în direct soțului tău. Nu știu, probabil le prinde de dimineață când stă somnoros și încă abia își deschide ochii, dar vreau să-ți spun că ești cel mai minunat om din viața mea și te iubesc mai mult și mai tare decât orice și mai sus de galaxiile cele care sunt infinite acolo deasupra noastră. Nu, că pot să spun foarte simplu, că e un sentiment frumos și nu mă jenez de asta. Nu mă jenez de fiecare dată să-i spun ceea ce merită, cuvintele frumoase, fiindcă într-adevăr este un bărbat cu minte, de treabă, bun la inimă și bunătatea asta la inimă mă topește de fiecare dată. Mamă, vezi că o să ai atât de multe fete care o să vrea bărbat ca altul. Am mesaje din astea care îmi scrie, vezi să nu ți-l fure cineva, că e prea frumos și am spus că ce e dat de acolo de sus nu se fură. Asta este ca o mâță. E blândă, da, credeți-mă, cum zgârie. Dănuța, draga mea, ești o sportivă înrăită, te vedem în sala de forță, știm cum arăți tu, fără haine, adică în costum de baie sau în costum de sport. Acum ne ridicăm, știu că ești pe tocuri, știu că ai pufuleți la pantofi, dar totuși câteva exerciții în direct. Acum. Dacă le faci cu mine, da? Nu-s problemă, că și eu sunt pe tocuri destul de bine. Eu am dansat și hip-hop pe tocuri. Acum e foarte în vogă să ai fese, da? Bombate, da? Ei, deja... Și trebuie să ne întoarcem așa în profil. Hai să vedem. Ai cu ce te întoarci, da? Așa. Și facem squats, da?
Ei, tot să dai fundul mai în spate, ca să fie frumos. Stai, dar nu pot mai că... Uite, așa. Vezi că se întărește și că ridicile stringe așa bine, da? Ok. Ok. Hai să facem și niște fundări atunci. Ce? Astea, așa. Da? Op! Și ne-am ridicat. Încă pe tocuri nu cred că ați văzut voi... Așa ceva? Ah, dai, okay, mai. Da. Dar tu faci acasă sport? Nu fac acasă sport. Flotări nu ne punem să facem. Eu am făcut. Păi dacă ai făcut odată în platou, ce să mai facem ce aici? Să cheltuim energia din aer. Fac sport când plimb câinele, știi? Alerg după el, asta așa. Ai numărătoare de pași? Câte mii de pași faci? Am, că toată lumea are chestia asta și nu telefon. Nu chiar toată lumea, dar eu n-am. Nu am. Mă mai ții la tine pe canapea sau pot să plec de așa? Eu am doi copii care mă leargă, știi? Ai văzut? Trebuie să-ți faci bagajul, un bagaj exact. Extra alergi pentru că te duci în Lisabona. Da. După care? Urmează așa o alintare de Turcie. Acolo stai așa pe burtă și nu te chinui prea mult, prea tare, știi? Nu-ți-o frică că o să vii un pic mai voluptoasă? Nu, în Turcia mereu vin cu minus 3 kg. Nu știu de ce, poate că not prea mult. Poate nu, că... tu te duci la hotel plus 16, de aia nu te îngrași. Exact! Bun, îți mulțumesc pentru invitație și eu am fugit. Și succes în continuare, o vară frumoasă la toată lumea. Pa, pa! Haide, pa, 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 pa! Ei, noi continuăm, dragilor, să vă povestim despre festivaluri Inima. Peste 120.000 de oameni a bătut în unison cu cei mai tari artiști români. Iașul a găzduit în acest an cel mai mare concert de peste prut. 30 de artiști au nebunit fanii cu show-urile bine puse la punct și vibe-ul senzațional. Marionică a strâns cele mai tari momente din cele aproape 10 ore de concert. Echipa Vorbe Bune cu Lilu nu stă locul și de această dată am venit la cel mai tare concert din România, Forța Zoarelor. Chiar în aceste momente, în spatele meu, în scoarul Palatului Culturii. Ei bine, cei mai tare artiști vor urca astăzi pe scenă de 100.000 de euro, iar distracția se anunță a fi una incendiară. Sunt foarte bun. Și a venit cu un alt fel de aer. Unul mai bun decât celălalt și toți la un loc foarte bun. Ne simțim foarte bine. Pe cine așteptați să urce pe scenă? Guess Who, Grasul XXL și Irina Rimes. Lăsarea serii și dragostea celor 120.000 de oameni din public au făcut-o pe Irina Rimes să strălucească. Emoționată și cu o ținută extravagantă, moldoveanca a făcut furori. E a doua oară, dar e prima oară când urc pe scenă. Adică am urcat odată pe scenă și am trecut, dar numai la prove, pentru că a venit mare furtună și n-am mai reușit să cântăm. Cine te-a pupat atât de pasionat? Lenuța. Lenuța, șefa mea, care are grijă de mine. Publicul a fost încălzit și de romantismul lui Guz. Acesta și-a manifestat respectul pentru frații români într-un mod deosebit. Îmi place că mă place, îmi place că ne-am cunoscut, îmi place tot aia din ce mai mult. Artiștii din România ne dau voie și ne fac loc ca să ne unim așa frumos noi toți împreună aici, Ian. Eu nu cred că, eu repet de fiecare dată, în artă nu există că îi faci cuiva loc și nu există respectiv unul cel mai bun. Arta e artă, ea n-are hotare. Interpreții români își doresc asemenea concerte și la Chișinău. În vizită am fost la Chișinău, dar nu am cântat niciodată. Ai și acolo foarte mulți bani. Serios? Da. Ce tare, nu știam. Mă bucur foarte mult. Vă salut și vă pup pe toți. Nebunie pe scena din preajma Palatului Culturii din Iași au făcut și The Motans. Nu ai trecut și-o azi la greu. Să dai petrecere în sufletul meu. Cea mai apreciată piesă de români, Weekend, a fost cântată la unison de cei 120.000 de oameni adunați la spectacol. Acum vreau să fii cu mine, să faci din viața mea.
Cel mai așteptat artist, Carlos Dreams, a urcat pe scenă aproape de miezul nopții. Ce a urmat a fost magic. E o mândrie atât de mare ca artiștii noștri de aici, de acasă, să fie practic unii dintre cei mai iubiți artiști din România. Și despre ei se poate spune foarte multe. Sunt atât de populari încât adună 10.000 de fani în jurul lor. Noi ne-am ales azi cu una dintre cele mai înfocate fane a trupei Carlos Dreams, care vine în platoul nostru să ne povestească cu emoție în glas despre toate concertele la care a fost și toată dragostea pe care o poartă pentru Mascați. Mihaela Mărcuță este alături de noi și vreau să o salut, vreau să o văd. Iată eroina, eroina băieților de la Carlos Dreams. Bine ai revenit acasă. Bine v-am găsit. De fapt, ești de aici din Nisporeni, dar stai de mult timp în Iași. Da, sunt din Nisporeni și stau de 2 ani jumate în Iași. Acolo mi-am găsit un job și muncesc. Și cum ai ajuns să-ți trăiești viața prin Carlos? Pentru că deja e așa. Da, corect. La bun început, pentru mine a fost un simplu band cu niște băieți mascați care, mă, ce muzică cântă ăștia? Pentru mine asta a fost prima părere. Apoi când am început să le intru în esența muzicii și am început să-i sunt cu adevărat, zic că oamenii ăștia ceva transmit. Și inițial am început să mă negusez de ei, de energia lor, de pozitivismul lor, de simplitatea lor ca oameni, ca băieți. Sunt niște băieți foarte super. Și... Adică tu îi cunoști personal? Nu, personal nu-i cunoști pe fiecare în parte personal. Deci discuți cu ei la concert dacă reușești, încerci să împărtășești un zâmbet sau o cuprindere și câteva poze dacă reușești băieți să aibă timp să-ți acorde ceva timp pentru poze. Dar tu ești una dintre fanele cărora băieții le acordă timp și nu numai timp. Tu practic ai VIP carta, nu? Eu nu pot să consider așa că am VIP cartă. Poate cu un mic avantaj este că sunt moldoveancă și sunt unica moldoveancă din toate fanele din România, așa, care merge practic la toate concertele băieților. Și cum merge? Cu autocarul? Cu autocarul, dar intrarea practic este liberă pentru tine. Da, este liberă. La toate concertele băieților? Nu la toate concertele. Deci foarte mult depinde de securitate. Asta e. Pentru că este noroc toată să intri, toată nu este noroc să înveți. Mă bucur doar de simplă prezență de pe scenă băieților. Tu îi urmărești la fiecare concert. Da. Oriunde se duc, tu ai ajuns și în București. Dubai. Ai fost și în Dubai pentru concertul lor. Da, corect. Ai zburat? Ai cheltuit atâția bani? Sunt foarte mulți sacrificii, sunt foarte multe eforturi pentru băieți care le-am făcut. Într-adevăr, sunt foarte mulți sacrificii, dar sacrificiile astea mi-au dus satisfacție oarecare, știți? Adică eu pentru ei mă umplu cu energie. Eu devin alt om, eu când voi băieții sunt altfel, uit de rutina zilnică la muncă. E o energie aparte, supremă. Îți amintești prima întâlnire? Da, prima mea întâlnire a fost în Iași, pe data de 10 iunie 2017. Eu îi mărez din 2013, de când s-am lăsat proiectul. Prima mea poză a fost făcută cu Sergiu în 2017. La Tiki Village a fost prima poză, prima cuprindere, primul deși tremuri. Deși tremuri. Și inițial nu puteam să mă potolesc, să mă liniștesc, pentru că eu, în sfârșit ne-am atins scopul de a-mi vedea favoritul, om pe care atât de mult mi-am dorit să-l văd. Și mi-a zis cineva din fanele Carlos, să crezi în lumea ta. Pentru că dacă o să crezi în lumea ta, neapărat o să reușești. Și am zis că, măi, ok, am să cer să cred. Și uite, am crezut în lumea mea și am crezut că se poate de îndeplinit un vis și mi-am îndeplinit. Carlos, i-ai urmărit practic de când s-au lansat. Ai simțit schimbarea asta? Cum făceau ei cântecele atât timp cât erau aici? Și cum s-a schimbat oarecum linia melodică, versurile băieților după ce au trecut în România? Da. Care, Carlos, îți plăcea mai mult sau îți place mai mult? Cred că asta de acum. Pentru că la momentul când a început Carlos la noi, Republica Moldova, am fost puțin mai timid. Nu era atât de deschis la piesă, la... Acum el știe ce face, știe că publicul iubește foarte mult, este relaxat, obositor pentru ei, pentru că au foarte multe concerte. Dar mai mult îmi place de
băieții din Carles de acum, din anul ăsta. Ei, dragilor, ca să vă convingeți că este o adevărată fană, una dintre cele mai înflăcărate fane, după publicitate vedem și ce colecție impresionantă a adunat înfocata fană în casa ei, dar și descoperim câți fani are Antonia și Ina în Moldova. Stați aproape, revenim! Am revenit din nou în casele voastre și eu tare sper că și voi între timp ați devenit fanii emisiunii noastre. Noi acum să revenim cu cea mai înflăcărată, una dintre cele mai înflăcărate fane pe care le are trupa Carles Dreams. Ca să mă convingem, ai adus așa doar un pic din... Un pic din lucruri, sunt foarte multe. Așa, din Carles Style. Tu ai făcut o inventariere, știi? Câte obiecte reprezentative băieților ai? Am în jur de 30. 30. Hai să vedem. Deci evident, rucsacul este... Carles, care eu țin foarte mult la el și îmi place foarte mult. Dar aici... este și unul comod, dacă da, ții cap în el. Toate... Da. Mergi cu el la toate concertele? Da. Ei, așa. Da. Am primul carnețel Carles și primul autograf al lui Sergiu. Și așa. Este și pata lui de culoare lăsată aici. Așa, ia, ține mai mult ca să reușim așa. Să filmăm. Așa. Prima iată, așa arată un autograf al băieților... Din trupă? Da, al solistului, de fapt, da? Așa, haideți să-l punem aici. Așa. Așa. Am stilou Carles Dreams, care tot împarte foarte mare noroc. Da, tu le folosești și în viața de zi cu zi? Da, sau... stiloul ăsta la muncă mai mult îl folosesc. Așa. Așa. Am ceva foarte interesant pe care am vrut să vă le arăt cu siguranță. Deci sunt toate brățările mele. Deci mai am încă un carnet Carles mai mare. Așa. Așa. În care când deschizi... Iar și este autograful lui Sergiu, dar până... Ia să-l vedem mai mare. Pentru Mihaela este și cu, și cu dedicația. Adică toate autografele sunt semnate cu numele fanului sau de obicei lasă doar numai autograful, dar mie mi-a semnat așa. Așa. Am două huse de telefoane personalizate cu Sergiu. Deci asta este prima mea husă la telefon pe care mi-am făcut-o. Asta este al doua. Puse la telefon și asta deja este preferata și favorita mea. Aha, care stă chiar, da, chiar acum, da, pe telefon. Acum, da. Am albumul de la X Factor, când am fost în vară la preselecții, în calitate de public. Sergiu mi-a acordat autograful lui pe albumul anti-exemplu. De fapt, câte autografe ai tu, înseamnă că? Mai urmează. Hai să le pe toate. Imediat, așa. Aici am prima mea brățară de la Arenile Romane. De fapt, este a doua, anul ăsta, la Arenile Romane în București, care a fost pe data de 5 mai. Asta este biletul tot la 5 mai. Eu păstrez orice păstrez ce este legat de Sergiu. Este biletul de la... Tot să deschizi muzeul impresia. Acest bilet cu ochii live și cu această brățară super fan a fost data de 17 septembrie, când am avut brățara de super fan. Am fost chiar super fan. Și aici în spate este dat iarăși autograful lui Sergiu, scrie 2017. Aici e concertul care a fost, da, în Moldova. Da. Aici brățarea este de la fratele din clubul Iași, în care au fost băieții acum pe 16 februarie. Tot este cu ei, cu amintiri de la ea. Și ăsta este Forța Zoom, care la mine scrie artist. Am avut... Ai avut brățară de artist, da, la acest eveniment? Da, am avut brățară de artist la Forța Zoom. Băieții ți-au dat-o? Nu băieții, cineva m-a ajutat ca să pot să intru la ei în backstage. Ai stat Am cu stat ei. Cu ei în backstage până când au urcat pe scenă. Și ce vorbești tu cu ei? Cum sunteți, ce faceți, obositor, cum a fost concertele? Nu prea încerc să stresez pentru că... Să-i obosești, da, tu la rândul tău. Brățarea asta a fost tot de la un concert, de la Cluj. Apropo, de la Cluj a fost. Eu tot nu scriu nimic pe ea, doar am avut brățara, care acum a fost pe 20 martie, pare mi se. Și mai am ceva foarte interesant aici, care neapărat trebuie să vă le arăt. Sunt mănușe de la Arenile Romane, tot anul ăsta, Carles. Pe care eu foarte tare le prețuiesc, încă și dar de machiaj sunt. Sunt mănușile lui chiar? Da, mănușile, adică care folosește și solistul, adică alt și mănuși, nu mi le-a dat la intrare, așa. Am, cred că cea mai importantă lucru pe care eu în viața mea niciodată n-am să-l schimb pentru nimic în lume, este hanoracul, în care eu am transpirat la concertul lui Sergiu. Și scrie aici numele meu iarăși pentru Mihaela. A dat autograful la Cluj.
când am fost la Cluj, au avut concert băieții, trebuia să plec doar în Iași, Sergiu zis că l-am rugat să-mi semneze hanoracul. Și iar... dacă îl speli, nu se șterge autograful? Nu, este permanent. Wow! Deci este marker permanent, haideți să-l punem așa, mm-hmm. așa. Dormi în el? Nu, nu dormi. Dar n-ai pijamă, Carla, spune-mi! Urmează să-mi fac și asta. Și asta este tricoul tot cu semnătura lui Sergiu, care am, tot am luat-o la Iași. Mm-hmm. Deci semnătura lui Sergiu. Deci dacă vedeți, practic am toate sunt. Mm-hmm. Și am un lucru foarte, foarte important pe care eu tot foarte mult îl prețuiesc. Imediat numai să-l caut. Așa. Este markerul, în care am zis că niciodată n-am să-l schimb. Este comprenta lui Sergiu, care mi-a dat el de autograf în permanență. Cam asta e o bucată din colecția mea, Carlas. Uite, tu nu te-ai gândit că acest fenomen numit Carlas Dream s-ar putea să, să se spulbere ca și alt fenomen muzical din Moldova, Ozon? Da, este posibilitatea de să, ca proiectul să închidă, dar oricum, eu cred că el mereu se persiste în numele noastre. Deci ei sunt atât de iubiți pe scenă, că chiar la un moment dat, oricum, orice lucru este trecător, orice se termină la un moment dat, dar eu cred că ei o să rămâi oricum în sufletul nostru, orice ar fi. Pentru că e imposibil să nu iubești. Atât de zâmbăreți, te întâmpină la concert cu atâtea zâmbete, cu atâtea cuprinderi. Și eu, de fapt, inițial nu vreau să mă duc neapărat pentru poză. Vreau să mă cumpăr favoritul în brață. Vreau să-i spui, am zis într-o zi, măi, să știi că Moldova este lângă tine. Tu ești purtătorul nostru de cuvânt. Da. Eu am zis cuiva, zic, eu dacă pot să fiu un acel procent de Republica Moldova care merge la voi la concert, eu mă consider același procent. Pentru că asta mă simt. Ce bravo ești. Baftă ție în tot ceea ce faci mai departe. Câte mai multe emoții pozitive și câte mai multe seri, nopți petrecute alături de Carlas. Nu nopți de alea de care v-ați gândit voi. De obicei concertele au loc noaptea. De asta am avut în vedere. Da. Drum bun înapoi la Iași. Mulțumesc mult. Mulțumesc din suflet. Își uimește de fiecare dată fanii. Este dezinvoltă, iar asta o face unică în ochii tuturor. Antonia este un artist desăvârșit apreciată pentru talentul pe care îl are, dar și sinceritatea ei natură. Noi am prins-o la un concert la Orhei și am luat-o la întrebări. Ce are de spus fanilor de la noi din țară, aflăm din interviul Mariei Onică. Vorbește lumea, vorbește mult, vorbele rămân, doar vorbe nu le aud. Una dintre cele mai frumoase femei din lume, Antonia, adună în jurul ei milioane de fani care o adoră. Aceștia sunt mereu activi și generoși în aprecieri. Urmăresc și încerc de fiecare dată să-i răspund. N-am timp mereu, dar când am, răspund cu tot dragul. Cei care îi apreciază talentul și muzica își doresc cu tot din adinsul ca vedeta să știe de prezența lor. După fiecare concert, Antonia merge acasă cu scrisori și daruri. Acasă am o cameră unde le colectez pe toate. Deci absolut tot ce primesc, pun acolo în cameră. Vreau să mă mut și când ne mutăm în casă, vreau să fac o cameră. Bine, asta e o vis de-al meu. Nu știu dacă o să se întâmple, dar mi-aș dori să fac o cameră unde pun, nu știu, dedicat fanilor. Fanii sunt cei care creează și momente memorabile. Am avut situații mai bune, îți dai seama că am mai întâlnit și oameni care au sărit pe scenă și da, am mai nebunii de genul. De fiecare dată culege energie debordantă și de la publicul moldovean. Fanii mei de aici, din Republica Moldova, sunt foarte, foarte, foarte primitori, dar și de acolo nu știu să fac diferență între ei. Probabil ei nu mă văd atât de des și sunt mult mai entuziast. Da. Curiozitatea m-a făcut să o întreb, a cui fan este ea? Răspunsul m-a uimit. Sunt fana lui Alex, sunt fana mamei mele, tatălui meu, copiilor mei. Da. Ești fana vreunui interpret din Republica Moldova? Sunt cei care sunt în gașca voastră? Sunt fana Carla Dream, foarte mult. Iubesc foarte mult Beyonce, trebuie să recunosc, da. E furat primăver, m-a lăsat fără putere. Dar dacă mă mai simt și mă mai vezi, sună-mă, sună-mă, sună-mă. A cucerit cu vocea ei mii de oameni și s-a făcut remarcată la concursurile internaționale. Are mulți fani, dar și ea, la rândul ei, este fana păpușii Barbie și a rujurilor. Are în jur de 100 de păpuși în colecție și peste 50 de rujuri colorate. Și nu doar asta, este fana lui Justin Bieber. Eu vreau chiar în aceste clipe să vă invit să o cunoașteți cât de mare este și cum a ajuns Emily Strati, cea care are
o grămadă de fani să fie și ea, la rândul ei, fana flăcărată a cuiva. Emilina Rock, te așteptăm aici cu mare drag! Mamă, ce fată mare! Eu te știu că atunci când cântai în flori și era tătica! Ai crescut și astea sunt ale tale, vreau să te rog să le aranjezi acolo. De când ești tu fana lui Justin Bieber și a lui Arianei Grande? Mamă, păi a fost de ani buni, pentru că când aveam eu 5 ani, Justin Bieber și-a lansat prima piesă, One Time, și atunci am decis că ăsta e. Și tu dormi cu el, așa? Eu dorm cu el, eu dorm în pijamaua cu el, dorm pe pernă cu el. Și zi-mi că miroase parfumul creat de el. Eventual. Pentru că, uitați-vă, are aici și o colecție de parfum, două ale lui Justin și două ale Arianei. Mai am unul de Justin și planific să procur ultimul al Arianei. Ți-au zis oamenii că semeni cu ea? Da, mi s-a mai spus, mulțumesc, este cu adevărat un compliment, pentru că este un idol și eu, nu știu, o urmăresc zi de zi și... Este, nu știu, pentru mine ea este perfectă. Și coafiura, plus minus, e inspirată tot de acolo. Iată și pozițiile astea, le recunoașteți. Uite, tu, la rândul tău, ai fani. Da, și eu am fani. Bine, poate nu la fel de mulți ca Justin Bieber sau ca Ariana, dar am. Cum e să fii în două roluri, în cea de fană și în cea de idol? Cred că este mai ușor decât să fii doar un fan, pentru că când eram mai mică nu înțelegeam. Bine, dacă sunt atât de mulți fani și toți le scriu lor, de ce nu încearcă să răspundă măcar la câțiva? Însă acum înțeleg că nu există timp pentru așa ceva când ești în poziția asta de, nu știu, persoană publică, să zic eu, pentru că ai invitații, ai concerte, ai interviuri. Ce faci tu? Pentru că rutina de zi cu zi a ta e foarte diferită de cea a altor copii, pentru că când și adolescenți, când ei stau pur și simplu și se joacă pe telefon, tu te joci pe clapele pianului. Exact. Eu, deci, rutina mea este cam așa. Eu mă culc foarte târziu. Ceea ce nu este neapărat foarte bine. Da, copiii, nu urmați exemplul meu. Dar eu mă culc târziu pentru că nu vreau să mă culc de vreme. Uneori chiar vreau. Însă încerc să reușesc și la școală. Apropo, felicitări cu sfârșitul anului școlar. Iată cine se bucură cu adevărat. Da, bine. Deci eu încerc să-mi fac temele, să fiu eminentă și la școală, să termin bine. Și mă trezesc dimineața, merg la școală, apoi imediat după școală merg la orele mele de pian, de canto, de solfegiu, acum mai nou și dansuri și chestii de genul. Da, și apoi vin acasă, îmi fac temele și când îmi rămâne părticicaia de timp liber, bine, învăț și la pian, mm-hmm. pentru că am piese care trebuie să le învăț, dar când am părticicaia de timp liber al meu... Răspunzi la mesaje? Încerc să răspund și acolo, dar la mine telefonul se descarcă foarte greu. Powerbank! Powerbank! Mai multe, două, trei, unul care se încarce pe celălalt. Nu, da, la mine telefonul se descarcă greu pentru că eu nu am timp să-l deschid. Aha. Asta e problema, deci el stă câte două, trei zile la 99% și îl las acolo. Doar îi răspund mamei la telefon, alo, sunt bine. Asta e foarte bine, înseamnă că nu ești dependentă de telefonul mobil. Nu sunt dependentă, dar poate dacă n-aș avea atâtea pe cap, aș mai petrece timp și eu pe social media, pentru că postez foarte rar și, nu știu, admiratorii care mă urmăresc, probabil cred că, uite, de ce nu postează, de ce? Pentru că tu faci ceva, da, nu te plictisești și de nevoie te filmezi și așa, te fotografiezi și așa, da. cam cum se întâmplă în mare parte cu adolescenții pe Instagram. Din artiștii pe care avem noi, pe care i-a crescut țara asta, de cine îți place și cine te inspiră pe tine? Bine, nu știu dacă ea este o tânără artistă, de fapt, Valeria Pașa, este minunată, este cu adevărat o artistă talentată și, desigur,
cel mai mult probabil admir profesora mea de canto, Cristina Pintilie, pentru că... O femeie extraordinară. Extraordinară, de acord. Are o voce care seamănă foarte mult cu cea a lui Celine Dion și mă inspiră faptul cum cântă, cum redă sentimentele cântec și chiar cum se poartă în viața de zi cu zi. Este minunată. Vă iubesc! Da, și e foarte frumos când auzi elevii să vorbească atât de frumos despre tine. Tu, nu știu dacă știai, dar Cristina a fost și profesora de canto a Irinei Rimiș. Mi-a povestit ea ceva, chestii de genul, dar țineam așa aminte. Îți dai seama câți artiști buni trec prin mâinile ei și, de fapt, poate menirea ei pe lumea asta e mai mult să crească, vedete, și să învețe. Pentru că un om adevărat puternic este, nu este cel care își arată puterea, dar este cel care îi învață pe ceilalți cum să fie puternic. Fanii ei, a Irinei, visează împreună cu ea. Irina Rimeș este fata sinceră care a cucerit 10.000 de inimi. Primește zilnic aprecieri și comentarii din partea acestora. Care oare o fi cea mai haioasă întâmplare pe care a avut-o Irina cu unii dintre fani, a aflat Maria Onica. Cel mai bun prieten, eu nu mă las la greu, eu mă ajut pe mine și mă iubesc tot eu. Cel mai bun prieten, piesa recentă a Irinei, s-a împrietenit deja cu playlistul fanilor. Talentata moldoveancă știe că are un public aparte, unul drag și extrem de călduros. Am un public de oameni inteligenți care ascultă muzică bună, pot să mă laud. Asta e, eu chiar mă laud cu asta. Mie chiar, nu știu, mă mândresc cu publicul meu foarte mult. Are o relație deschisă cu fanii, chiar dacă uneori și-ar dori ca aceștia să o privească doar ca pe o artistă. Mi-am dat seama că oamenii mă iubesc așa cum sunt și cu părțile mele frumoase și cu părțile mele urâte. Să fii mai puțin axați pe persoana mea și mai mult pe muzică. A avut numeroase momente hazlii până și cu fanii lui Ruby. Se tutute la mine și parcă ar vrea să vină, dar parcă nu e hotărâtă și la un moment dat o văd cum se rupe din mulțime și aleargă spre mine și mă ia în brațe și îmi spune: Doamne, îmi place atât de mult piesa ta nouă, Condimente. Ne-a vorbit și despre cei care au devenit special pentru ea. Am o fană, Alexia, care vine la toate concertele mele cu părinții de mânuță și părinții bănuiesc că au devenit și ei vrând nevrând fani și mi-aduce de fiecare dată câte ceva. La rândul său, Irina știe să aprecieze talentul colegilor săi. Sunt fanul lui Feli, Chilafonic, sunt fană de Motons, sunt fană Dara, îi ascult piesele, adică îi știu toate piesele, le ascult acasă. Și cel mai important, sunt fană Toș. Da, e o generație nemaipomenită de artiști și ne mândrim, așa cum sunt sigură că o să ne mândrim și mai mult cu tine, pentru că tu deja ne duci faima peste hotare la concursuri. Ai reușit să-i vezi pe ei într-un concert? Nu, din păcate, eram pe aproape să-i văd într-un concert pe ambii, însă din cauza... Din cauza circumstanțelor cu concerte, turnee, chestii, pe Justin nu l-am văzut în Frankfurt și pe Ariana n-am văzut-o în Japonia. Ai fost în Japonia? Da, am fost în Japonia. Konnichiwa! Așa, konnichiwa de la Emily. Vreau în aceste clipe să te invit să cânti, să îi încânti pe cei de acasă și eu tare, tare sper ca visul ăsta al tău să ajungi pe aceeași scenă alături de ei, pentru că în ritmul ăsta în care lucrezi tu și în care evoluezi tu, totul este posibil. E adevărat? Da, e adevărat, mersi mult. Hai să te vedem și pe tine în acțiune. Ia, priviți-o, eu chiar aș zice că este Ariana Grande de Moldova. Are o voce fenomenală și acum vine să vă încânte și pe voi cei de acasă. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys,
and chase after girls. I'd kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they'd stick up for me. If I were a boy, how it feels to love a girl, I swear I'd be a better man. I'd listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause you're taking you for granted, and everything you had got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I'd put myself first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, no, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I'd listen to se vede că ai fost pe la show-uri televizate, pentru că știi cum funcționează televiziunea. Ați văzut cum s-a uitat în fiecare cameră? Ai intimidat și operatorii noștri, că au și roșit băieții atunci când le făceai cu ochiul la cameră. Mulțumim foarte mult pentru că ai reușit să ajungi astăzi aici. Eu îți doresc ca să ai atât de mulți fani, așa cum are Justin Bieber și Ariana Grande. Mulțumesc mult, mersi mult pentru invitație, a fost o plăcere. Vă pup! Acolo, îi pup la bec, da? E adică, bine, vă pup pe toți. Dragilor, vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi. V-am adus fani, v-am adus și oameni care au fani, pentru că până la urmă suntem cu toții împreună. Trebuie să ne respectăm și să ne ajutăm unii pe ceilalți. Și noi sperăm și să fiți și mai mulți fani emisiunii noastre în fiecare seară aici pe Canal 2. La revedere! Pa!